Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată ne ajungi cu ajutorul lui Dumnezeu cea de-a treia duminică după Rusalii. Zi în care am ascultat cei prezenți în timpul Sfintei Liturghii, citindu-se un fragment din predica de pe munte a Domnului nostru Iisus Hristos. Fragment aflat în capitolul 6 al Evangheliei după Matei, în care ni se vorbește despre grijile vieții omului pe acest pământ. Aș dori să ne oprim doar asupra a trei versete din această pericopă evanghelică. Versete care au o mare importanță pentru viața noastră duhovnicească. Cel din tâi este următorul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Este o mare cinste să-i slujești lui Dumnezeu, să fii slujitorul lui, să fii robul lui Dumnezeu. Și de această cinste ne-am vrednicit Dumnezeu încă din primele zile ale noastre pe acest pământ. Atunci când, fiind cufundați în apa botezului, preotul a rostit deasupra noastră, se botează robul lui Dumnezeu, punându-ne numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Însă pentru a rămâne în această demnitate de slujitor, de rob al lui Dumnezeu, este nevoie ca pe tot parcursul vieții noastre să ne dăm silința să-i slujim doar Lui. Să urmăm cuvintele psalmistului David care spune că ne îndeamnă, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. Este nevoie ca noi să ne dedicăm toată viața lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul ne spune că nu putem să slujim la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Însă vedem că în lumea noastră în care trăim, o lume care și-a pierdut cârma, o lume plină de confuzii. Vedem cum unii oameni socotesc că pot să-i slujească în același timp și lui Dumnezeu, dar și diavolului celui rău. Chiar dacă nu mărturisesc acest lucru sau nu-și dau seama, mulți încearcă să se împace atât cu Dumnezeu, dar nici să strice relația cumva cu stăpânitorul întunecat al acestei lumi, cu diavolul. Acest lucru îl vedem și din faptul că există o expresie, o zicală în popor, care spune cu Dumnezeu m-aș împăca, dar nici cu dracul nu m-aș strica. Ori acest lucru este imposibil. Nu putem să slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona. Dar ce este acest cuvânt, Mamona? Acest cuvânt este din limba aramaică, limba vorbită de Domnul nostru Iisus Hristos, cât a trăit pe acest pământ în mijlocul nostru, al oamenilor. Și astăzi această limbă se mai vorbește doar în zone restrânse, din Siria și din Orientul apropiat. Cuvântul Mamona, tradus în românește, înseamnă bogăție, comoară, totodată și pofta egoistă de avere, lăcomia. Vedem cum mulți semeni de-ai noștri, pentru mulți, banul, trupul sau averile sunt Dumnezei. Lor li se închină zi de zi, depărtându-se de Dumnezeul cel adevărat. Ei nu iau seama
la cuvintele Scripturii care spun bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Cei care adoră banul pe Mamona, aceia nu lucrează doar pentru a-și câștiga pâinea, pentru a-și întreține viața și a-și ajuta familia, ci lucrează toată ziua, aleargă în stânga și în dreapta, trăiesc și respiră doar pentru bani. Lacomul niciodată nu va spune ajunge, are o sete nepotolită pentru bani, pentru avere. De aceea Dumnezeu și Mamona sunt incompatibili, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă pe noi oamenii să privim și spre semenii noștri aflați în nevoi și să-i ajutăm, să dăm din avuția, din avutul nostru, din câștigul nostru. Și există o vorbă înțeleaptă care spune că tot ceea ce lucrezi doar pentru tine, moare deodată cu tine. Dar ceea ce lucrezi pentru ceilalți, ceea ce faci pentru ceilalți, aceea rămâne, aceea dă adevărata valoare vieții tale. Oricât de altă parte, Mamona nu are principiu pe a da, ci pe a lua. De aceea, oamenii care îi slujesc devin insensibili la durerile semenilor. Devin pentru bani, mint, fură, jură strâmb, nedreptățesc văduve și orfani, nu-și plătesc angajații care lucrează, întârzie plata lor și unii care sunt în poziții importante pentru câștiguri pornesc chiar războaie. Am mai relatat cândva o întâmplare care a avut loc acum câțiva ani. Erau doi comercianți, fiecare avea magazinul lui. Afacerile mergeau bine și duceau o viață fără griji. Însă, dintr-o dată, a venit criza economică și atunci s-a făcut diferența între cei doi. Cel care nu credea în Dumnezeu și care își punea nădejdea doar în puterile proprii, în bani, în averile lui, acela, văzând dintr-o dată că a rămas cu nimic, s-a deznădăjduit și nu după multă vreme s-a sinucis, lăsând în urmă o familie îndurerată. Însă, celălalt, care credea în Dumnezeu, trecând exact prin aceeași încercare, n-a deznădăjduit, ci s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și s-a lăsat în grija lui Dumnezeu. A început să lucreze din nou de jos și astăzi trăiește fericit în mijlocul familiei sale. Aceasta este diferența între Dumnezeul cel fals, Mamona, care doar atrage pe oameni prin sclipirea banului, prin beția puterii care este dată de avere, și care atunci când omul ajunge în impas, îl lasă, nu-l ajută, și Dumnezeul cel adevărat, cel care este bun și iubitor de oameni, care poartă de grijă fiilor săi, care îi cer ajutorul când sunt în impas. De aceea, iubiți frați în Hristos, Mântuitorul spune mai departe, nu vă îngrijiți spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Și acesta este cel de-al doilea text la care am făcut referire. Nu trebuie să înțelegem cumva greșit, cum au tâlcuit mulți adversari ai Domnului Hristos, cum că acesta ar fi un îndemn la nelucrare, la inactivitate, la lene. Dimpotrivă, cuvântul acesta are un alt sens. Când spune Mântuitorul, nu vă îngrijiți,
Adică nu vă îngrijorați peste măsură, nu vă îngrijiți mai mult de cele materiale, de hrană, de îmbrăcăminte, decât de cele duhovnicești. În toată viața noastră, noi trebuie să înțelegem că, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. În viața noastră, sufletul să fie stăpân peste trup. Căci Sfinții Părinți ne învață că trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân. Pentru că niciodată trupul nu face voia lui Dumnezeu. Doar atunci când este împins de la spate de către suflet, de voința sufletului. Nu înseamnă însă că dacă Dumnezeu ne ajută, noi trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să așteptăm să ne cadă ceva din cer. Nu, pentru că nu va cădea. Munca este unul dintre principiile fundamentale ale învățăturii Mântuitorului. Și Sfânta Scriptură este presărată de îndemnuri adresate omului pentru a munci. Încă din Cartea Facerii, în capitolul 3, după ce protopărinții noștri Adam și Eva au căzut în păcatul neascultării și au fost izgoniți din rai, Dumnezeu i-a trimis să lucreze pământul. Apoi, în Psalmi găsim cuvintele: ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Apoi, Sfântul Apostol Pavel este categoric atunci când spune: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Iar Mântuitorul ne spune că vrednic este lucrătorul de plata sa. Apoi se dă pe sine însuși exemplu, spunând: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și tot Mântuitorul ne spune pilda talanților care pot fi înmulțiți doar prin muncă. În zilele noastre însă omul și-a înmulțit necesitățile. S-a îndepărtat de simplitatea vieții care îl caracteriza. Și de multe ori își dorește lucruri care îi sunt de prisos, adevărat. Astfel, omul a devenit o grijă și un stres. Trăiește într-o continuă stare de tensiune, de neliniște. Ce va mânca? Ce va bea? Cu ce se va îmbrăca atunci când merge la serviciu? Cu ce se va îmbrăca când merge la biserică sau la plimbare sau la vreo nuntă? Cum să facă să-și câștige mai mulți bani, dacă îi câștigă, cum să-și înmulțească, la ce bancă să-i depună, cum să-și asigure? Și tot aceste griji, aceste gânduri care îl frământă pe om zi și noapte. Și astfel devine nefericit. Neliniștea, tulburarea, agonia și stresul, acestea sunt însușirile caracteristice ale epocii noastre. Sărmanul om se neacă în marea grijilor și a preocupărilor. Și bineînțeles că are nevoie de un medicament. Dar care este oare medicamentul care să vindece această necruțătoare boală sufletească a umanității? Desigur, acest medicament ni-l prescrie chiar doctorul cel mare, doctorul sufletelor și al trupurilor. În ultimul verset din Evanghelia de astăzi, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Acesta este medicamentul, dar unde îl vom găsi? Acolo unde lucrează doctorul sufletelor și al trupurilor, bineînțeles, la spitalul duhovnicesc, care este biserica. La biserică putem căuta împărăția lui Dumnezeu, pentru că
la biserică, împărăția lui Dumnezeu se coboară pe pământ. Aici, la fiecare sfântă liturghie, la începutul liturghiei, auzim cuvintele rostite de preot. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De aceea este important să ajungem la începutul Sfintei Liturghii, la biserică. Pentru că atunci împărăția lui Dumnezeu se coboară pe pământ. Și noi, bineînțeles, dacă dorim, trebuie să fim acolo, de față. A ne preocupa și de celelalte, însă nu este interzis. Mântuitorul doar a stabilit prioritățile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, apoi și celelalte, la care Domnul Hristos ne făgăduiește ajutorul Său. Așadar, iubiți credincioși, atunci când ne-am botezat, am devenit robei lui Dumnezeu. Și așa trebuie să rămânem. Trebuie să ne păstrăm această cinste, această demnitate primită. Să nu-i slujim și lui Mamona, să nu fim biruiți în același timp când îi slujim lui Dumnezeu și de lucrurile materiale. Căci ne spune Scriptura că în zadar va câștiga omul lumea întreagă dacă își va pierde sufletul. Pe de altă parte, munca trebuie împletită cu rugăciunea. Trebuie să existe un echilibru între muncă și îngrijirea sufletului. Muncește ca și cum nu ai muri niciodată și îngrijește-te de suflet ca și cum ai muri mâine. Sună un frumos îndemn creștin. Dar cum ne putem îngriji de suflet? Ne îngrijim de suflet prin rugăciune, prin lecturarea Sfintei Scripturi, prin tot felul de fapte bune pe care le putem face, prin participarea la slujbe, prin mărturisirea păcatelor noastre în taina Sfintei Spovedanii și prin primirea Sfintei Împărtășanii, care în vechime era numită grijanie, tocmai de aceea, pentru că ea grijește. Ea este cea care pregătește sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum, când binele este amestecat cu răul în lume, când domnește deruta și haosul, când mulți oameni se atașează de lucrurile materiale, de mamona, acum cei care rămân aproape de Dumnezeu sunt cu adevărat niște oameni fericiți. Și dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, în număr considerabil, sunteți niște oameni fericiți. Pentru că însuși Hristos vă fericește. Pentru că în timpul acesta, în care alții stau acasă sau își desfată trupul cu fel și fel de plăceri sau fac orice altfel de lucru, unii chiar muncesc, dumneavoastră v-ați rupt din timpul liber și ați venit aici ca să-i slujiți lui Dumnezeu. Ați împlinit voia lui Dumnezeu. Și acum vă bucurați de prezența tainică, dar reală, a lui Hristos în Sfântul Potir. Mai cu seamă și de plin cei care au fost mai harnici și și-au mărturisit păcatele, iar acum se vor împărtăși cu Sfintele Taine. Dacă viața aceasta pământească ar fi fără de sfârșit, ar fi de înțeles ca nevoile, doar nevoile trupului să le împlinim. Însă știm cu toții că fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi va sosi un moment, va sosi clipa despărțirii sufletului de trup. Și atunci, sufletul se va înălța la Dumnezeu, înaintea lui Hristos, la judecată. Și acolo nu va mai conta deloc zbaterea aceasta pentru lucrurile materiale, ci doar ceea ce am făcut pentru suflet. De aceea ar fi o nebunie, cu adevărat, să avem grijă doar de grijile trupului pe acest pământ, iar
de sufletul cel nepieritor, cel nestricăcios, să nu avem grijă. Ar trebui cu toții să ne străduim din toate puterile să căutăm împărăția lui Dumnezeu și pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.